persoanele de genul ăsta nu-mi plac. Nu-mi plac. Vorbesc cu ea, o respect, nu am... Dar nu este genul meu de femeie. Nu așa, nu mi-ar place să am o prietenă ca ea. Ciprian. Da. Hai, primul tău vot. Prima prenominalizare. Cum a spus și înainte, Petronela? Petronela. Și oricum ea are o vârstă, ea știe cum să... Păi, asta încerc și să zic, adică... Înțelegi? Și, mai tare din lume. Și eu am... Că sunt o falsă, dar... Știi, punctul de vedere foarte frumos, dacă... Eu pot să fiu mama ei. Eu pot să fiu mama ei. Deci ea nu mă poate face pe mine. Când a început emisiunea Petronela, mai trebuie să schimbe și... placa asta, că se plictisește... Când ți-am făcut să fac reclamă în numele tău. Dacă așa sunt eu, de obicei, de... așa... De ce ai mai stat pe lângă mine? Da. Știi? Așa putem să vedem caracterul fiecărui om. Cu dreptul ăsta pe care îl am acum, aș putea să merg jos în apartament și să zic una de acolo zboară. Dar am caracter. Alexandra sau Andra ar zbura. Exact. Dar nu. Nu-mi doresc chestia asta. Dar simplu. N-am de ce să profit de așa ceva atâta timp cât nu mă satisface cu nimic. Totul este în favoarea mea, tu observi? Doamne, Doamne, mă iubește! Îți mulțumesc, Dumnezeu! Jur! Da, adevărat! Îmi vine să plâng! Sincer, nu mă gândeam la chestia asta. Mihaela, cred că dintre toate fetele, mie mi-a permis să-i spun Miha. Să-i spun pe nume. Nu știu câte fete vorbesc cu ea la pertu, dar ea mie mi-a demonstrat chestia asta, adică mi-a permis, ea mi-a spus să fac chestia asta cu ea. Întotdeauna când am spus ceva, nu am spus nimic greșit, înțelegi? Și pe ei deranjează faptul că poate ei zic că eu sunt, nu știu, n-ai auzit cum i-a zis mama, că sunt, de ce ei apărarea lui mama Omida sau cine, cum i-au zis? Poate că nu înțeleg eu viața asta, am trăit degeaba până la 32 de ani, dar... îmi zâmbești în față și absolut da. Și majoritatea în față, niciuna nu mi-a spus să mă ia așa deoparte, să zic că tu ești o falsă. Făceam clătită eu cu asta, făceam gogoși cu Roxana, lui Roxana nu i-a ieșit materialul. Da, știu. Ok, de ce nu m-ai lăsat în pace să termin eu? Hai, băgați-vă suflacul. Vino. Păi și tu, hai. Nu așa, mă, o să foci. Te umbe. Nu-ți mai felicitați, ești nesimțit. Eu nu-ți. Ți-ai dorit ca Petronela să stea cu noi în cameră? De acord. Am nimic împătrit. Unii m-amândouă patru. Ai vrea sau îți dorești? Ți-e rău? Ce ai vrea? Resuscitare sau... Dacă aș veni în camera asta, știi cum? Păi patul tău nu ar avea voie să facă o cută. Ia lui, dar de azi e ta. Azi că ține la lucrurile lui. O port? Sau o porți? Ia. Eu o port aici. Wow, funduleț. Când o să iei haina aia pe tine, o să simți fundulele. Ce am înțeles eu de la Ionuț, am înțeles că el când place pe cineva nu neapărat se duce la ea. Prima dată stă și analizează și o tratează cu indiferență să vadă cum este ea cu adevărat. Și după încearcă să o cunoască. Mie mi se pare că cel mai echilibrat fu Ciprian, cu nominalizările lui. Tine, sunt de ce a votat Ciprian? A fost ultim, penultimul, pana mea. Armando da, primul, Armando nici nu știa cum le cheamă pe toate. Nici acum nu știe. Ciprian știa de la început. Pe cine a nominalizat Ciprian? Fetele care n-a vorbit deloc. Pe care? Petronela, Roberta, parcă, și Roxana. Sau Roxana și... Da. Nu așa? Trebuie să schimbi un vot, Ciprian. Hmm? Da. Trebuie să schimbi votul și Ciprian și Blică.